Salutare, oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu, canal ce te ajută să economisești bani recomandându-ți telefoanele cu cel mai bun raport preț-calitate. Astăzi vreau să vorbim despre Samsung Galaxy A7 2018, dacă își merită sau nu își merită banii în luna februarie 2019. Samsung Galaxy A7 2018 este din gama medie de la Samsung. În general, telefoanele de la Samsung din gama medie nu au un raport preț-calitate extraordinar, în sensul că Samsung este numărul 1 pe Android, este văzut ca o marcă premium, se dorește a fi văzut ca o marcă premium și atunci trebuie să plătești, bineînțeles, un premium de preț pentru această marcă. În general, acest premium de preț nu merită la toate telefoanele din marca Samsung. În acest caz, cred eu că acest telefon are un raport preț-calitate destul de bun și merită banii. Voi detalia imediat de ce cred acest lucru. O să pun link-urile de pe PC Garage și de pe eMag. Pe eMag este puțin mai scump în acest moment față de PC Garage, mai sunt însă vouchere, văd în acest moment un 5%, vânați reduceri dacă sunteți interesați de așa ceva și veți obține un preț probabil apropiat de cel de pe PC Garage. O să pun link-urile, după cum spuneam, de la ambele site-uri, cumpărați de unde vreți voi. Haideți să vedem de ce recomand acest telefon dacă vreți un telefon Samsung din gama medie. Odată, pentru că arată și se vrea a fi un telefon cu un design premium. Spatele de sticlă, marginea este într-adevăr de plastic, nu este de metal, însă putem trece peste acest impediment. Telefonul arată bine, dar este un telefon care se vrea a arăta telefon premium și reușește acest lucru. Asta este un lucru care îmi place la el. Apoi, haideți să vedem configurația, ecran de 6 inci, Full HD, bineînțeles, AMOLED. Este un ecran AMOLED. Samsung, după cum unii dintre voi probabil că știți, face în general cele mai bune ecrane la telefoane din gama medie și gama de top. Ecranele lor AMOLED sunt foarte bune, LG-ul se apropie în anumite momente, dar în general Samsung este number one. Deci, un ecran de foarte bună calitate, Full HD, 6 inci, design modern, da, varianta elegantă și lungă 11.5:9. Avem un procesor făcut de Samsung, este un Exynos. Mergem pe GSM Arena ca să vedem mai clar, aici sunt mai multe detalii. Haideți să vedem unde găsim procesorul. Este Exynos 7885, 14 nanometri. O tehnologie deja ajunsă la limită în acest moment, însă este o tehnologie încă viabilă, consumă mai puțină baterie, se încălzește mai puțin. Este comparabil ca și performanță cu un Snapdragon 636, am văzut testele de performanță, ceea ce înseamnă un procesor bun. Nu este un procesor extraordinar, un procesor foarte bun, dar este un procesor bun, se va mișca bine, nu veți avea probleme din punctul ăsta de vedere. Bun, am lămurit-o cu procesorul, să ne întoarcem pe PC Garage. Avem 64 GB memorie internă, 4 GB de RAM. Ok, pentru 2019 cred eu că este mai mult decât suficient. Avem slot microSD, putem, dacă doriți mai multă memorie internă, să o măriți printr-un slot micro, printr-un card microSD. Și bineînțeles, principala atracție a acestui telefon, care probabil v-a făcut să vă îndreptați pe el atenția, este camera triplă. Camera triplă, cel puțin în acest caz, din punctul meu de vedere, este mai mult o chestie de marketing. Deci nu ăsta este punctul forte din analiza mea pentru acest telefon, însă este o cameră bună. Nu vă gândiți că este o cameră extraordinară, nu vă gândiți că este o cameră pentru care trei camere se compară cu cele de pe S9 sau Huawei P20 Pro, Mate 20 Pro, Google Pixel. În niciun caz, este o cameră bună din gama medie și cam atât. Are într-adevăr, aceste camere triple au anumite funcții. Iar ne duce pe GSM Arena, avem o cameră cu apertura de 1.7, bine, wide, avem ultra-wide de 2.4 și avem una pentru depth sensor, care practic ajută în cazul fotografiilor portret, da? Blurează fundalul, să scoată în evidență subiectul principal. Ce înseamnă ultra-wide? Folosește foarte multe GIO această tehnică, vrei să faci o poză, nu știu, sunt câteva persoane, nu încap toți, dai pe ultra-wide, îți mărește automat imaginea și încap mult mai multe persoane sau obiecte în cadru. Atenție însă, în momentul în care puneți ultra-wide aveți alta apertură, aveți 2.4. Apertura este bine să fie cât mai redusă, asta este bun, 1.7. Când puneți ultra-wide veți avea poze de o calitate mai scăzută. În general, dacă este luminozitate bună, această cameră va face poze extraordinare, ca orice cameră din 2019 din gama medie.
Dacă este lumină scăzută sau lumină artificială, nu vă așteptați la minun, după cum am spus, este o cameră bună și cam atât. Deci nu cumpărați acest telefon doar pe principiu că domnul are 3 camere, da, trebuie să se compare cu S9, cu Mate 20 Pro, cu Google Pixel-ul, nu. Google Pixel nu are 3 camere, una singură și bate toate cele mai de sus la poze. Însă asta este o altă poveste cu marketingul camerelor. Însă este o cameră bună și cam atât. Bun, haideți să vedem ce mai îmi place la el. Are Android 8.0 Oreo, bineînțeles că își va face update la Pi, zic eu. Este totuși un model nou. Aveți baterie de 3300, este o baterie decentă și cam atât. Aveți mufă jack. Trebuie să fie mufă jack. Apare undeva aici, dacă nu apare, da, mufă jack, da, aveți și mufă jack. Deci pe ansamblu un telefon echilibrat, un telefon destul de bun, mufa de încărcare este micro USB, atenție, nu este USB tipul C, dar modelul nou, care, indiferent cum bagi mufa, este ok, este modelul vechi. Trebuie făcute și niște compromisuri, la fel ca și marginea de plastic, ca să iasă un preț acceptabil. Samsung, iată, începe să își poziționeze relativ ok ca și preț anumite telefoane. Am făcut un videoclip și despre seria M de la Samsung, care este concentrată exact pe zona de buget și vor scoate niște telefoane la prețuri foarte reduse să concureze cu Xiaomi, Asus și care mai sunt pe această zonă. O să pun acel link eventual în descrierea acestui videoclip. Așadar, Samsung este forțat de piață să mai reducă din acel premium de preț și să ofere telefoane bune la un preț bun, zic eu. Peste concurență puțin este totuși Samsung, însă cred că pe ansamblu își merită prețul. Mai ales dacă sunteți fan Samsung, sunteți obișnuiți cu sistemul lor de operare. Cunosc multe persoane care au avut Samsung, sunt obișnuiți cu skin-ul lor de Android și atunci vor tot un Samsung. Înțeleg ideea, au încredere în Samsung, ok, Samsung are totuși un marketing foarte eficient și servicii și telefoane în general de calitate, în general. Pentru că, după cum ați văzut și în alte videoclipuri ale mele, sunt anumite modele care nu-și merită banii absolut deloc. Nu doar la Samsung, ci la mulți alți producători, la toți producătorii lor noi. Fiecare are telefoane care își merită banii și care nu-și merită banii. Și Samsung se pare că vrea să meargă pe această cale a raportului preț-calitate acceptabil. Deci un telefon care cred eu că își merită în general banii. Acum, dacă vreți opțiuni de telefoane care să fie să aibă un raport mai bun preț-calitate în această zonă de preț, am pregătit și în această situație două oferte. Sunt telefoane care nu sunt Samsung, bineînțeles. Odată avem LG G6. LG G6 este telefonul, fost telefon de top de la LG. Are, cred, un an jumate, 2 ani de când a apărut. Este un telefon încă foarte competitiv. Are un procesor foarte bun, Snapdragon 821, arată și el modern, are spatele de sticlă, marginea, bineînțeles, este de metal. Este un telefon care a fost telefon de top. Așadar, un telefon de top, haideți să vă spun puțin și specificațiile. Avem un Snapdragon 821, spatele de sticlă, bineînțeles. Avem protecție totală împotriva vrafului și scufundărilor, ceea ce nu avem la Samsung. Avem un procesor, este mai rapid decât cel de pe Samsung, apropo, acest telefon se va mișca, chiar dacă este de un an jumate, este un procesor de top care se va mișca mult mai bine, binișor mai bine decât cel de pe Samsung. Avem un ecran Quad HD, deci ecran mai de calitate, 5,7 inch, puțin mai mic decât cel de pe Samsung, dar mai de calitate. Avem 4 GB de RAM și 32 GB memorie internă. Memoria internă este puțin mai mică decât cea de pe Samsung. Avem și aici slot micro SD și camera, e cameră duală, bineînțeles, dacă credeți-mi, este o cameră de top de pe un LG, telefon de top care va face cu siguranță poze mai reușite decât cea de pe Samsung. Mai ales în condiții de luminositate scăzută. Nu se pot compara camerele de pe telefoane de top cu telefoanele obișnuite. Are și OIS, Optical Image Stabilization, cea de pe Samsung, bineînțeles că nu are OIS, ci are stabilizare electronică, nu are stabilizare manuală, asta înseamnă OIS-ul practic. Ok. Are Android Oreo, făcut cu siguranță update acesta la Android Oreo. Are Type-C încărcătorul, bineînțeles. Baterie tot de 3300 mAh. Deci avem niște chestii clar superioare specificațiilor de pe Samsung. Dacă vreți neapărat Samsung, atunci ok, am înțeles. Acela este telefonul A8-ul, A7-le este telefonul pe care să-l cumpărați. Quick Charge, nu cred că avem Quick Charge la A7.
Dacă nu mă înșel, stați să vedem. Baterie, features, nu avem quick charge. Ok, deci avem niște avantaje clar în plus pe acest LG G6. Următorul telefon, am spus că sunt două telefoane pe care le recomand. O să pun linkurile la toate, apropo, și LG G6 pe Mag, de la PC Garage și Mag. Următorul telefon este Google Pixel XL. Este primul model de Google Pixel. Acest telefon are, ca toate telefoanele Google Pixel, o cameră extraordinară. Este peste o singură cameră, dar este peste camera din LG G6 și mult peste camera din Samsung A7. Este la fel un fost telefon de top. Și seamănă la configurație cu LG-ul, însă are o cameră mai bună. Procesarea, mai ales procesarea software la Google, este cea mai bună din industrie. Deci, dacă sunteți pasionat de fotografie, acesta este telefonul pe care să-l cumpărați dacă vreți bani, să dați bani puțin pe el, până în 1500 de lei. De departe, acesta este telefonul pe care să-l cumpărați. Și ce îmi place la el? Odată camera, v-am spus, este cea mai bună cameră din industrie în această gamă de preț. Nu o compara pe asta cu un S9, cum nu, că e și generație diferită, procesor diferit și așa mai departe. Avem și aici protecție împotriva prafului și apei. Nu este chiar la fel de puternică precum cea de pe LG, dar apropiată. Avem procesor, același procesor 821, care este și pe LG, un procesor foarte puternic. Ecran Quad HD. Atenție, este modelul vechi de ecran, cifrulă 5, acela mai pătrățos. Este ok, dar nu este modelul nou de ecran. Modelul nou nu în sensul de calitate, ci în sensul de design. Da? După cum vedeți și aici, nu are marginile, dar are bezelurile mai mari. Cam asta este diferența. Bun. Avem procesorul care am spus, Snapdragon 121, 32 GB memorie internă, 4 GB de RAM, camera foarte bună. Android cu siguranță că este Pi, fiind Google Pixel, primiți update la ultima versiune, ultima versiune de securitate, veți avea cu siguranță Google Pi pe el. Type-C conectorul, bineînțeles, 3450 bateria, deci o baterie foarte bună, nu îmi spune fast charge, dar probabil că are fast charge, cred eu, și cam atât. Deci acestea ar fi cele trei telefoane din această zonă de preț. Dacă vreți neapărat Samsung, da, acela este telefonul pe care să-l luați, o cameră bună, telefon bun. Dacă vreți în aceeași zonă de preț telefoane superioare, LG G6 sau Google Pixel, în funcție de preferințele voastre. Cam atât pentru astăzi, o să pun linkurile în descrierea videoclipului. Dacă v-au ajutat aceste informații, abonați-vă la acest canal, după cum vedeți, recomandările mele vă ajută să economisiți bani și să cumpărați telefoanele pe care le doriți cu adevărat, ca să știți ce cumpărați, pentru că multă lume cumpără și după aceea trece că eu știu ce și eu știu cum. Cam astea sunt informațiile de care aveți nevoie. Până la videoclipul următor, numai bine, o zi cât mai faină vă doresc!